Salut, tare toată lumea și bine v-a regăsit la un nou episod. Aici, astăzi o să vă explic regulile Manhunt și cum jucăm noi Manhunt. Noi jucăm un pic mai diferit față de cum joacă Dream. Da, fiecare cum începe. Deci, pentru început, noi avem câteva game-uri setate. De fapt, primul rând pe care vom juca este pe Easy. Deci pe Easy este dificultatea. Și care este chestia asta? Să dau de 3 ca să mai fac ceapurile. Și... da. Haideți să vă explic întâi regulile. Vă voi explica întâi regulile și după aceea vă voi spune pe ce... Deci jucăm pe 1.16.1. Motivul pentru care am ales această versiune este Time-Set-0. Motivul pentru care am ales această versiune este pentru că sunt șanse mai mari la perle. Este o șansă de aproximativ 5% și e Endermanii pot da între 4 și 8 perle. Și base genurile vor fi mai puțin periculoase din cauza că nu există pichii. Da? Bun. Prima regulă importantă în Manhunt este: nu avem voie să folosim Nether-ul pentru a călători distanțe mari în over. Ce înseamnă acest lucru? Uite, de exemplu, să zicem că fac frumos aici un portal. Repede, la repezeală. Nu ai voie să, nu știu, gen, să zicem, mergem, uite, o să mergem atât, asta să mai intrat cu ceampurile. Nu ai voie să te duci, nu știu, adică să ai obținem și să-ți faci un portal aici în net. Nu ai voie, efectiv, nu este permis. Se generează destul de greu cu ceampurile. Uite, aici. Stai să vedem și ce chestii are la care ceva mai bine. Asta să știți că e doar o lume așa de single player pe test. Și vă dau și eu niște exemple. Bine, deci facem aici portal. Da, nu ai voie așa să faci, adică să-ți faci un alt portal. Așa, nu ai voie. De asemenea, nu este permis, de exemplu, stați că aici am făcut. De exemplu, să facem un screenshot la portal. Sau, mă rog, uite. Facem aici, uite, zicem 251, 234, minus 3. Și, de exemplu, nu știu, mai mergem de pe 10.000. Am luat și niște coordonate la întâmplare. Hai să dau TP-ul de la vreo 5.000 ca să-mi arată. Am pus și eu 10.000. Uite aici, perfect. Adică să faci un alt portal, portale în overworld poți să-ți faci câte vrei. Nu ai voie de asemenea, da, nu ai voie să faci... nici să te duci să-ți faci portal în ăsta cu funcție overworld și după să te duci în Nether. Uite, de exemplu, să zicem că mă duc manual la 251 80 de fapt 32, parcă era minus 45. Parcă era minus 3. Uite, și
să te duci manual, așa, intenționat nu ai voie. Singura excepție de la această regulă este când găsești un portal random. Ua, uite și aici un base. Aici este și motivul pentru care nu jucăm cu jucăm pe 1.6 și pe 1 din cauza că nu există pe din curuți. Ia să vedem ce are acesta. Are niște chestii. Destul de ok. Chestii. Mai mult pe aici. De curiozitate. Haideți că... Deci ați înțeles ideea. Nu avem voie să ne facem portale în Nether. Adică să-ți construiești, decât dacă vezi singura opțiune este să-ți găsești un portal aprins deja. De exemplu, nu știu, eu ca runner sunt într-o direcție și după ca hunter își fac în altă parte un portal și după găsesc eu un alt portal, este voie acest. Hai să dau și kill. Nu avea chipine de portal, dar portează. Ați înțeles regula. Ca să recapitulăm, nu ai voie să-ți faci portal în Nether și nu ai voie de asemenea nici să-ți faci, să folosești, de exemplu, v-am mai zis, să-ți faci portal în Overworld, adică ăsta e portalul A, te mai duci, nu știu, te duci la portalul, faci portalul B și de la portalul B te duci la portalul A prin Nether, nu este permis. Ați înțeles, folosești Nether-ul ca să călătorești de ce mai nou, la modul general. A doua chestie, ce nu este permisă. Glitchuirea spawn-urilor. Glitchuirea spawn-urilor nu este permisă, de ce? Pentru că, de exemplu, să zicem că aici este spawn-ul lung, efectiv. Adică, ce înseamnă? Adică să faci o chestie de gen. Și să dau spawn-urile, să fac un test. Îmi dau aici un spawn point. Mă dau pe survival. Mor. Să ca asta este glitchul de spawn. Hai să mă dau aici. Ați înțeles ce este glitchul de spawn. Trebuie la... să glitchuiești portale. De exemplu, sau să spargi Nether. Să spargi portal. Să spargi obsidian din Nether. Să fie așa. Nu ai voie să faci acest lucru. Poate runner nu are obsidian și nu mai are cum să intre. Iasă. Nu este permis acest lucru. Dacă, de exemplu, tragi un guest și îți dezactivează portalul, să zicem că da, nu este încălcare de la regulă. Altă chestie, ce mai înseamnă glitchit de spawn? Stai să dau un interskill. Asuntă înapoi. Este legată de strong. Legată de stronghold. Dați un pic să găsesc, nu mai vreau să-mi distrag, găsind nimic. Am să vreau să găsesc cât mai repede ăla cum se numește portalul. Gata, l-am găsit. Nu este permis această chestie. Să faci, uite, mushroom și să dai cu bone meal. Pentru a... Ar să punem dor. Da. A, gres. Hai să punem așa. Să pui ciupercă. Să faci chestia. Sau să faci chestia asta, puteam de faci colți de lavă. Scap de lavă de aici. Și ce faci? Faci. Azi mai încercăm un tip de mașină, că nu știu cum vrea să vă vede.
Adică ce face? Adică haideți să vă explic ce face, că văd că mie nu iese. Trebuie să iasă, crească mașul aici și să spargă portal. Trebuie să spargă portal. Hai să dau un spawn point aici. Ca să vedeți. Altă chestie, ce mai înseamnă glicire de spawn? Glicire de spawn nu mai înseamnă. Stați să fie stabil. În manhunt nu o să folosim. Altă chestie denumită glicire de spawn este următoarea. Faci chestia asta. Voi mi-au fac cu cresc, asta mi-a venit mie la mână. Acum să faci chestia asta. N-ai voie să faci chestia asta. Stai să vorac cum ești. Dacă nu vine, fac așa. Platforma de oxigen se va reseta, se va suprascrie de fiecare dată când se intră. Haideți să vă și arăt de ceva de ce. Am să vă arăt. Uite, chestia asta nu este permisă. Asta este numită glicire de spawn. Uite, să scadă lava, n-ai nicio șansă să scadă pe felul ăsta. Și asta este interzis. Aceasta, chestia aceasta, să torn la vorba, deci aceasta se numește glitchire de spawn. Și mai sunt alte tipuri de glitch-uri. Altă chestie numită glitchire de spawn e, de exemplu, când iese un membru de pe server, adică iese un player de pe server și tu te duci la locul unde a murit și îl sufoci sau îl pui la vorba ca el să spawneze. Oricum, este o regulă și aici. Stați un pic să se lava, o să dau și un pic ca să se șteagă lava. Să știți bine că, uite, vedeți, se șterge lava de pe platformă, tot de pe platforma asta de opțiune se șterge. Următoarea regulă, flying machine-urile. Poate vă întrebați, bă, de ce interziști tu flying machine-urile? Ce reprezintă flying machine? Noi, pe ce serviciu hostăm server? Noi hostăm pe aternos.org. Uite. Pe acest serviciu hostăm. Fiind un serviciu gratuit, ei au anumite restricții. Printre care nu avem voie să ținem server. Nu putem ține server 24/7. Asta este, sunt și niște reguli bazate pe FTP time. Mă rog, avem pe AFK timeout, adică să îți bagi un autoreconect, adică să te bagi înapoi după ce te dă serverul afară. Mai este fake și cel mai important care vorbim e fake player activity. Adică falsificarea activității jucătorului. Stați un pic să dau dragonul mai încet. Falsificarea activității jucătorului, adică să se miște, să te miști singur. Prin FK pool-uri și flying machine-uri și de toate. Boți și astea. Sau autoclickere. Și mai e o regulă în care rutina de server. Adică de oprirea serverului. Adică să faci player falși, precum boți. Sau să restart, faci un script în care să ți restartezi automat serverul ca cum te bagi în coadă. Prin ce înseamnă flying machine? Avem nevoie de slime block, de observer, de piston și de niște cauri. Pui așa. Așa. Cred că așa se face. Nu mă judecați că
Așa. Asta este un film mai ales lent. Să văd dacă și merge. Uite, vedeți, uitați să opresc poate, da? Și mai ales dacă folosești o parcă. Uitați un pic. Așa. Pentru a pune observerul. Doar că cam mic de acum pe aici. Așa. Și ce poți să faci? Poți să faci chestia asta, pui o parcă. Trebuie să te poziționezi ușor cu parca. Să stai aici. După, ce faci? Pui un bloc. Cum este în exemplul nostru cobblestone. Și ce poți să stai aici? Poți să stai așa. Și așa n-ai cum să stai AFK. Stați un pic să dau pe mai încet. Așa poți să ții serverul automat 24/7 pentru că nu ai cum să stai AFK. Te miști singur. Scuzați-mă că te face apară, dar uite, vedeți, te miști singur. Uite, vedeți, se mișcă X-ul și te mișcă singur. De aceea sunt interzise flying machine-urile. Dacă aceste reguli vor fi încălcate, serverul va fi șters și contul va fi suspendat permanent din prima. După aceea, interzisă respawnarea dragonului. Da, să dau un pic mai tare. Respawnarea dragonului este interzisă. De exemplu, știți bine că în Manhunt-ul lui Dream împotriva a 5 Hunter, stația lui Cristalul, ei ce-a făcut? Sepnep cu Awesome Dude au pus cristale așa. Ăsta Dream mai avea un pic și să bată dragonul, dar s-a întâmplat un glitch și dragonul s-a respawnat. Na. Dacă cristalele nu sunt interzise, pentru că cristalele poți folosi doar, poți face unul ca să ca hunterii să respawneze dragonul sau poți să mai să faci trap, cum a făcut Dream atunci împotriva la în Three Hunters finale. Și i-a omorât cu M-Crystal. Asta nu este o regulă, e o condiție ca runner-ul să câștige. Ca runner-ul să câștige, runner-ul trebuie să bată dragonul și să obțină 3DN. Nu este, runner-ul nu este obligat să intre în portal. Dacă runner-ul bate dragonul, ia 3DN-ul și după moare, îl omoară hunterii sau moare, nu știu, dar moare, la modul general, tot câștigă. Nu avem voie să folosim asta cu comenzile, o să vi-o zic ultima dată, toxicitate. De exemplu, când, nu știu, când mor ca prostul sau mor ca hunterul, dar n-ai nicio șansă, adică în fața runnerului, de exemplu, nu știu, eu mă bat cu cineva și ăla altul, eu n-am și el nu a făcut nimic și eu l-am bătut rău. Și eu pot să zic GG, dar GG, vă dați seama că e, nu e semn, e sarcastic și e semn de toxicitate. De ce? Pentru că zici GG sarcastic, pentru că de ce? GG știți bine că înseamnă good game. E că good game zici că când ai jucat bine, dar nu ai reușit. Dar nu a jucat bine. Sau să zici easy, L, slab, astea nu sunt permise. Nu ai voie, altă regulă, nu ai voie să glitchuiești dragonul. În cel mai recent manhunt al lui Dream, în Five Hunters finale, el ce a făcut? S-a dus pe la această coordonată, pe la 140, a turnat apă deasupra locului unde face dragonul părci și ce a făcut? Asta a cauzat ca dragonul să urce sus și Dream a câștigat manhunt-ul omorându-l cu săgeți. Mai departe, următoarea regulă
legată de, ca să zic, regula cu comenzile, și că mai am două reguli, vreau să vă zic ce modificări facem noi în Mehmet. O să dau ca să vă zic, o să nu știu cheie. Dacă vreți să vă setați spawn-ul tu, gen dacă v-ați dat spawn-ul cu comenzi și vreți să vă ducă la spawn-ul lumii, faceți un fel următor, vă băgați în pat, spargeți patul și dați kill. Vă dați-vă kill și vă va da la spawn-ul lumii. Asta în cazul că v-a setat spawn point undeva și vreți să mă întoarceți la spawn-ul lumii în best-ul de test. Mă rog, ați înțeles. Cum începe meme? Pe lângă aceste reguli și interdicții, noi avem și chestii care mai influențează meme. Noi avem, ne dăm pentru început două game. Du Weather Cycle Pulse pentru a nu veni ploaia și game-ul Du Insomnia Pulse pentru a nu veni noaptea, pentru a nu veni Hunter, ăștia, Phantom, aceste două game-uri, în rest nu este nimic modificat în ceea ce privește game-urile. Pentru următoarea, alte chestii ce avem de făcut, vă și explic cu, am să pun puțină pauză și o să revin. Am revenit, de data aceasta sunt pe un server. Stați să-mi dau OP pentru din setările Aternos. Am uitat să-mi dau. Stați că și alea au comunicat. Hai că dau masă. Să-mi dau OP. Gata. Ce setări facem noi? Pentru început, ne dăm două command blocuri. În care scrie următoarele comenzi. Și aici mai este un command block. Acest al doilea command block este pus la mișto. Aici este pentru playerul maxiale tale, pentru Andrei, pentru că el, lui îi place foarte mult carnea de vită. Îi place foarte mult carnea de vită. De aceea. De asemenea, mai este un chest cu compas pentru Hunter. O să crească să umplu acest chest. Vă voi arăta ce funcție are acest compas. Compasul acesta este un pic mai șmecher, să zic așa. Are câteva șmecherii, nu este un compas. Dacă la Dream ați văzut, băi, frate, că doar îți arată direcția runner-ului unde s-a dus. Acest compas este un pic mai șmecher. De ce? O să vă arăt. Și de asemenea, runner-ul și hunter-ii vor începe de fiecare dată cu mâncare. Motivul pentru care am decis acest lucru este pentru a mai ușura manhunt-ul. Pentru că mâncarea, știți bine, în Minecraft se duce foarte repede. Manhunt-ul, mâncarea în Minecraft se duce foarte repede și nu este prea frumos să mori că n-ai avut mâncare. Așa că ne vom da mâncare. Haideți să vă și explic următoarea regulă. Nu avem voie să dăm următoarele decât gift dacă rămâi fără mâncare. Asta una la mână. Doi la mână, game rule, v-am zis, doar la început. Atât, doar înainte să începem. După aia, F3N,
doar când e lag, adică Aternosul știți bine că este un host gratuit și de aceea performanța este mai mică, de exemplu când te glicești un chancur sau ceva, când trebuie să pleci de la PC, gen să te duci la toaletă sau ceva, sau dacă nu găsești portalul din strong. De exemplu, știți bine că sunt dăți în care nu găsești portalul strong. O altă chestie pe care și piscul doar când e lag, de exemplu când sunt prea mulți mob și trebuie să dau piscul să mai dispară mobii. În alte situații trebuie acordul meu și al lui Max, aletare al lui, al prietenului meu, Andrei. Da? Altă chestie. Pentru a spune această ultimă regulă, vreau să vă mai zic ce modificări mai avem. V-am zis compasul ce șmecherie are. Vedeți, dacă dai un click dreapta, aici player list și aici poți să dai tracking pe runner sau pe alți hunteri. Waypoint list, aici poți să setezi spawn la spawnul lumii. La spawnul tău, dar eu n-am un spawn al lumii, că nu mi-am setat spawn point. Locul unde ai murit. De exemplu, dacă undeva ai murit, asta e util ca. Sau să setezi un waypoint custom. De exemplu, să zicem că vrei un waypoint aici, să faci baza ta, portalul tău, îți faci aici și pui, nu știu, obsidian, pe na, și numesc portal. Nu ai nevoie de XP, nu ai nevoie de nimic. Uite, și la acest poți să dai click dreapta pe el și poți să dai 5 item name waypoint, 5 location sau poți să-l ștergi. Și ce face aceasta? Când dai tracking pe orice, îți arată la câte blocuri este și coordonatele la care este. De exemplu, în cazul spawnului este 255 cu 63 și cu minus 160. De aceea este mai șmecheros acest plugin. După aceea, noi avem plugin de viață, adică noi ne putem vedea viața fiecăruia. Adică eu pot să văd fiecare ne putem vedea viața, viețile. Deci eu pot să văd viața lui Andrei și Andrei poate să-mi vadă viața mea. Cum este pe Hypixel, cum este la Skyhorse, la Bedros. Și altă chestie, în unele manhunturi avem, jucăm cu ambele combaturi. Combatul PvP-ul de 1-8, un ăla în care spamezi de rupt, uite, și da, nu ai nevoie, te vedeți, spamezi de rupt. Nu ai acces, dar dezavantajul că nu ai acces la mâna secundară și care e chestia. Acest plugin nu doar scoate combatul, ci face și mecanicile de PvP să fie cum erau înainte de 1.9. Care e problema? Care este problema? Acest plugin introduce opțiunea de a crafta ghepurile OP. Uite, așa se craftează ghepurile OP, ceea ce nu este permis. Nu este permis pentru că acestea sunt extrem de broken. Timeset 0, nu timeset 0. Sunt extrem de broken și mai ales cum putem găsi destul de ușor gold. 1.16, este destul de ușor să găsim gold. Așa că, pare rău, este interzis. Singura opțiune de a găsi ghepurile sunt din mineshaft-uri, dungeon-uri, portale ruinate și na, adică să le găsești natural. Stați liniștiți, ghepurile normale se pot crafta. Adică ai voie să le craftezi, ghepurile normale. Ghepurile OP nu ai voie să le craftezi. Care e chestia? De ce am băgat această restricție? Pentru că știți bine că în mod normal nu poți să craftezi nici ghepurile OP, nu-ți dă nimica. Nimica, dar plugin-ul ăsta vrea să facă 1.8 să fie exact cum e pe 1.8. Și altă chestie pe care o mai întreba, poate vă mai întrebați, bă, de ce faci cu plugin de 1.8 când ești pe 1.17, 1.16, pana mea? Așa este și pe Bedrock Edition. Pe Bedrock Edition sunt aceleași funcții ca pe Java, doar că e și combatul de 1.8, adică e combatul ăla de spam. A, o altă chestie, uite, dacă dai din dreapta, ți se bagă un scut, e ca și cum ai bloca cu sabie. Scutul ăsta nu este atât la fel de OP cum e scutul normal, adică nu îți blochează tot damage-ul. De asemenea, nu mai poți să mai craftezi scutul
De asemenea, nu mai poți crafta scutul scut. Nu o să te lase acest plan. Uite, îți va da aici mesaj. You cannot craft that item. Nu o să te lase să faci compas. Deci cam acesta a fost episodul. Este un episod informativ pentru noua serie de Mehan care va sosi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe. Eu am fost Mihăiță și până data viitoare, pa, pa!